Azi seara în streamul nostru ne-am uitat la Vorbește Moldova, unul din episoadele care e roller coaster. Sus ne-am râs, jos am plâns, sus ne-am râs iar. Nu mă vă zic o chestie înainte să începem, asta vine din live-ul nostru. Și unica chestie care pot să vă zic care ne-am râs foarte tare a fost că e o ținut pe el în timpul de ajungere în momente intime. Cred că hai să vedem video. Vă văd în proxima. Davai! 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 Bună seara, sunt Natalia Cheptenea, aici vorbește Moldova în acest platou, aducem oameni istorii, o țară întreabă. Mai încet? Ion și Olga și-au unit destinele în toamna anului 2008. La scurt timp, în familia lor, a apărut primul copil, iar după 3 ani a venit și mezinul. Două luni, părea o familie fericită, până într-o zi, când Ion s-a întâlnit cu cineva care i-a răsturnat viața. Amanta. Tu ești amăgit. Și tu n-ai niciun copil. Spusele l-au pus pe gânduri pe bărbat. Am venit cu clare tonă. Sau de bine, nu prea tare. Sau de ok? Că-s copiii mei. Și nu doar Ion își suspecta soție de infidelitate. Pe această poză este fiorul Ion. Dar pe ea asta e nepoțica Vitalina. Nu se seamănă, nu. Nu se seamănă, dar pe scopchii, încă n-ați știe că ele se seamănă sau nu se seamănă, tăcea. Vreau să aflu adevărul. Cine este misterioasa persoană care i-a spus lui Ion despre presupusa infidelitate a soției sale? Și de ce bărbatul a crezut-o? Ce se întâmplă acum cu mama și cei doi copii pe care Ion îi crede străini? Ea va accepta oare testul ADN solicitat de bărbat? Toate răspunsurile astăzi în emisiune. Mă ajut pe tăci, da. Aurica și Vitalie Rusu, părinții bărbatului care crede că soția i-a născut doi copii din flori, au venit astăzi în platoul nostru. Se întâmpină. Caroci. Caroci. Eu să înțeleg, da? Eu născut, dar el crede că nu-i copilul lui. Dar și înseamnă asta de flori? Nu? Unde e sensul ăsta? S-au născut copiii de flori? Tipa, s-au născut copiii de... Nu înțeleg. Mai întâi de toate vreau să vă întreb. Cum ați aflat și ați reacționat atunci când Ion a decis să se însoare cu Olga? N-aș spune chiar plăcut, pentru că mi s-a părut mie. Prea repede s-a hotărât întrebarea asta. Cât timp? Îndată, chiar s-o cotem așa, două zile cât erau ei cunoscuți. Și de mă treia zi o vineți să fac cunoștință părință Olga. Pe bune? În trei zile s-au decis? Două zile bune, cam așa ceva. Și a treia... Băi, tu ce, două zile, trei zile de-am să o decesc ca să căsătorească. Asta e iubov și iubirea cei mai mari din lume, nu? Asta eu te-am văzut, eu vreau să mă mărit cu tine pentru toată viața mea. Tăcio, trei zile, tăcio. Nu își înțelege de chiar. Dacă îți dă un pumn... Băiatul cu... Îți dă ghine. Întâi, părinții fietii cheamă părinții băiatului să cunoască. Dar la noi a fost invers. Noi am avut pe 2 noiembrie, am fost luni mari, am cununat o pereche de tineri. Așa. Și pe 2 noiembrie, ei la 2 noiembrie s-au și întâlnit la nunta aceea. Aha. Și noi atunci am... Perfect story de iubire, nu? Ei se cunosc la nuntă. Pe urmă, trei zile după, fac ei nunta lor. Am luat o mașină la construcție, am arendat-o, să vedem și ne folosim la nuntă. Desigur, la nuntă, moldovan ca moldovan, n-are bani, el se ducă să arende un BMW, un Mercedes, deja, știi, care ai plătit, nu știu, 2000 de lei pentru o zi, știi, dus la nuntă. Deși, din cauza că suntem moldovani. Și el era băiat.
mașina, el mergea la ruși. Și nu știu, eu singur nu știu cum a ajuns. Am înțeles, v-a șocat ideea, dar l-ați întrebat de ce atât de repede, pentru că... Prima, deodată, eu așa o... spun îndoială. Da, te uita, eu știu că uitai. Nu eram tare dispus cu propunerea lor că îi căsătoresc așa repede. Pentru el băiatul, pentru până la întâmplare. Poate ei cunoșteau, am giuleac de mult timp din urmă, da? Corect? Îmi pare nie? Sau îmi pare că ei cunoșteau de-am vreun câteva timp. Este imposibil că în 3 zile ei de-am s-o gândit că știi? Asta, eu știu, mă, tu ne-ai spus de multe ori, da. Eu știu, eu știu. Ea znaie, ea znaie. 3 ani de zile și nu s-a căsătorit. Dar aici nu era de mirare. Taman, o zi, două, o durat și a treia zi de-am să vii și la înțelegere. Înțelegere. Dar Olga, cum vi s-a părut? Am și eu fată și m-am gândit că de ce nu? Dacă îi place lui ea, n-am străim noi cu dânsa, să trăiască el. Și ne-am gândit să fie bine, n-am vrut să nu trăiască, ori să aibă ceva dubii el, ori poate ceva... Noi nu ne-am pus nici... Le mai înfloresc, da, bă, bă. Păreau îndrăgostiți? Se vedea că, uite... Parcă n-aș zici tare. Și totuși în 3 zile au decis să se căsătorească. Da, în 3 zile. Chiar și dat anunțe. Toate singur. Au stabilit-o deodată. Da, 31 mai și nici mai înainte, nici mai urmă, 31 mai. Dar poate mai târziu. Nu, că e burta e mare și... Apropo de... Care ce am înțeles fișca, da? Am înțeles fișca. Fișca a fost, s-o întâlnit prima zi, și e ziua a avut sec, da, suntem întâlniți, au avut relații, și după... Magic. Care magic asta, nu? Și a doua zi, el a sunat pe dâns și a zis, eu sunt gravid de hasnică storie. Și el a zis, bleti, ok. E burtă mare. Când ați aflat că e însărcinată și te vă face bunici? S-a dus la Moscova, au stat... Și l-a prins. O săptămână, urmă, să mintiu, cât țântare au stat și pe urmă s-au doi la Moscova. Și au trecut 2 săptămâni și ne sună Olea. Bucurați-vă că ați șez bunei. Noi am șocat. Repede. Și intervale. Băi, tăi, ce-o... Dar poate fi însărcinat. Ne gândim, dar tot una nu poți fi. Cum așa de repede? Așa de repede. V-a trezit din stare. Așa de repede. Da. Așa de repede. Ce fel de bănuieli până la urmă vi s-au trezit? Ne-am gândit că cum așa de repede poate să fie, că... Chiar dacă, de exemplu, ești căsătorită, nu poți să afli... Spuneți pe șleau, doamna Viorica. Deci vi s-a părut că era Viorica gravidă înainte de a-l întâlni pe fiul dumneavoastră? Da. Repede, da, foarte repede, te ce? Noi am zis, când poți și așa, dacă nu de mult voi vă cunoșteți, când colo nu mă v-a dus la Moscova, trec 2 săptămâni și Olea sună și spune că ești însărcinat. El ce v-a zis? Am spus. De o zi pe alta, de-am știe. Tipa ta vo. Nu a ascultat și nu a zis nimic. Domnul Vitalie, eu am înțeles că prins primul care a putut să-l prindă. Ați mai avut niște bănuieli privind Olea. Gata, l-a prins. Eu eram ambii pe un scaun, nu departe de șofer. La fiecare post de poliție o ascundeu pe Olea. Eu zic, păi de ce pe unul, pe altul, de acolo, de pe un autobus, nu, dar... Vă, adios, mântână, vă. Cine o dădea? Glob. Unul din șoferi. Zic, păi... O ascundeau. Da. De ce o ascundeau? Ori n-avea bilet, nu cumpărat, noi nu știm singur, nu știm. Păi, poate de la întâmplarea asta, mai știu eu, și e totodată s-o grăbit, spui și dat anunț. Și repede... Deci, ca să înțeleg, atunci când a venit la voi în casă, v-ați dat seama că este fata pe care ați văzut un autobuz? Da, noi chiar la nuntă și când... Eu a fost la nuntă când am coronat. Noi așa. Eu fost... Tot de repijor. Și când l-a anunțat Ion că se însoară tocmai cu această fată, i-ați spus fiului despre ce... Ei vineau din Moscova și bărbatul este o adusă pe dânsa din Moscova ascunsă de la părinți, dar ei au mers într așa lași autobuz. Tăi, ce o tvarești? Eu venit din Moscova. Eu venit din Moscova, am trășit la așa autobuz și ei încă nu cunoșteau femeia care era să căsătorească bărbat.
Băi! Băi, 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 te ce-o tfariș? Ti ce-o tfariș? Pe ce ocazie? Bine, au ascuns-o, au nu știu ce. Care sunt bănuielile? Despre ce o bănuieți? Și cum este legat despre de bănuielile? Poate copilul de atunci cumva l-a apărut și avea... Că s-a culcat cu șoferii sau ce? Posibil, nu pot să știu. Eu numai că vorbesc ei și am văzut. Așa. Atunci când a născut Olga, cum ați noi nu eram, copil? Eram la Moscova. La așa? Și când v-ați văzut? Când eu născut când era la Moscova. Și copilul când e mic, știți, fiecare copil seamănă unul cu altul și nu poți să deosebi. Dar ați simțit, iată, această dragoste de bunici? Știți, parcă da, parcă nu. Parcă da, parcă nu, parcă e noastră, parcă nu e noastră. Și de-am o lecuță s-o mai ridicat, o lecuță s-o mai crescut, dar e nu, fotografii nu ne da niciodată. Asta numai cât... Dar voi o vedeați pe nepoțică sau nu? Vedeam că vine cu dânsa la noi, vine. Și pentru ce fotografii? Și, nu, am vedere așa ca bunie. Poate e o fotografie, o mai pui într-o rampă, dar poate pui pe masă, dar poate... Mâini sau pui mâini moto, sau nu știu, pasmatră. Două fotografii pasmatră. Am una o rămas perite casă și una am adus-o în studio aici, este în geant. Și eu atât alte fotografii nu am, dar cu băițelul nici o fotografie nu am. Când a apărut al doilea nepoțel, ați avut aceleași dubii? Parcă nu am avut așa dubii la a doilea, că am fost chiar și la maternitate. Și parcă la băiețel, nu știu cum, parcă altfel la, nu știu cum, la inimă, parcă s-a lipit altfel, nu ca la fată, dar nu știu. Parcă adică vreți să spuneți da. Că și la băiețel ați avea dubii? Eu nu, n-aș zice, pur și simplu nu seamănă deloc. La băiețul tot are dubii. Cu băiețul. Nici fata, nici băiețul. Și nici fata cu băiețul nu seamănă unul cu altul. Domnul Vitalie, dar ați zis că ați venit aici și aflați adevărul. Măcar unul din copii s-aude sau nu s-aude? Sau care merge mai eu să înțeleg? Aveți dubii privind ambii nepoți sau doar unul dintre ei? Eu mai tare aș vrea pe ambii să iau amii, știu că e sângele nostru, dar dubii sunt pentru amândoi. Știți, cu păreri de rău, în situația în care... Trebuie să rezolvăm, da. Rezolvăm noi. Când părinții intervin în cuplu copiilor, și într-un final suferă copiii. Nu este normal absolut deloc ce ați făcut dumneavoastră și ceva ce spune ziua de azi. Eu înțeleg că posibil să fie bănuieli, dar ar trebui să faceți un lucru foarte simplu, lăsați copiii în pace, unii cu lucru. Dar că seamănă, că nu seamănă, astea sunt doar detalii care, știți, nu este tatăl cel care face, dar este tatăl cel care crește și iubește cu adevărat copiii. Noi nu le-am spus niciodată nimic. Noi voiem ca ei să trăiască. Noi nu ne-am amestecat. Păi uitați-vă unde ați ajuns la ziua de azi. Eu m-am căsătorit în 3 zile. Asta așa, e, v-ați da. Regăsit în această și poveste. Și chiar în prima lună am prins prima sarcină. Ei divorțat. Da? Înțeleg că ei divorțat. Dacă s-o căsătorit în 3 zile, eu înțeleg că ei complet divorțat. Da? Okay. Și a venit de 7 luni. Uite, dacă mama soacră vroia, mă învinuia de 1000 de ori, probabil, că până acum. Dar nu a făcut. N-a făcut-o. Probabil și... pentru că fiul seamănă cu tatăl. Nu. Da, șerpile, da. Tatălui socru, bunelului seamănă. Așa. Că de multe ori el se apropie de mine. Mami, cu cine eu seamăn? Zic, tu seamini cu noi, atât. Și, uite, îmi pare rău, fiindcă... Eu vă înțeleg și pe dumneavoastră. Sunt și eu mama a 3 băieți și îmi dau seama că dacă cineva mi-ar spune că nepotul tău nu este al tău, nu m-aș simți bine. Dar credeți-mă că după atâția ani, după ce copiii au crescut, voi iubiți. Chiar să nu fie a voștri. Și este, da. Aurica și Vitalie. Da, dar tot unul nu-i tema că e copilul tău sau nu-i copilul. Tu l-ai crescut, tu l-ai văzut cum el crește. Tot asta, da, corect. Dar tot unul vrei să știi dacă e vopșie în genere a tău, știi, dacă e drept în genere sau e o minciunie tăți anii ăștia. Eu, ca persoană normală, eu aș vrea să știu și eu era să fac DNA-ul încă din prima zi când eu era să văd că el nu se vede ca mine. M-ai înțeles? Din prima zi, dacă copilul nu arată ca mine, DNA face. Sio. Am spus. Rusu și acuză Nora de păcate grele. Mai exact că și-ar fi înșelat soțul și i-a născut 2 copii din flori. Cei doi părinți asta înseamnă copii din flori. Rânduri să-i deschidă asta, ochii am înțeles. Fecior, însă el nu i-a auzit. Acum, bărbatul vrea efectuarea un test copiii, ADN pentru a demonstra că nu el este tatăl copiilor. Însă pentru asta el are nevoie de acordul soției. Dar el a făcut DNA totuși sau nu?
Iar acum o invit în platou pe mama femeii acuzate de soț și de socri de infidelitate. Să o întâmpinăm. Și cu calitatea asta, ui? Nu știu cum să zic. Ei au făcut cunoștință la o nuntă. Doamna Urica cu domnul Vitali erau nuni mari. Olea era prietena Miresă. Și nu știu, a fost o coincidență că și într-un autobuz a venit, s-a pornit tot. E fica mea, dar ei nu că s-o lauci, nici, e dezghețată. Are trebuie să facă în altă parte, dar să te fac. Orice persoană. Așa. Și de la 3 noiembrie eu pot să zic că ei sunt împreună. De la 3 noiembrie. Doamna Valentina, uitați-vă cu scurt. Dar eu născut în mai, noiembrie, decembrie, octombrie, nu, care octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, aprilie, mai. Dar, astăzi 6 luni, da? 6 luni. 6 luni. Asta nu iese conturile, sunt 9 luni, ca de obicei, nu? Despre un episod. Nu se înțeleg eu. Dacă tot ați pomenit despre autobuz. Că era cu șoferii, că o ascundeau, că nu știu ce făceau. Dacă era în autobuz numai șoferii și domnul Vitali cu fiul și fata mea, aș crede, dacă era un autobuz plin de lume. Așa ceva, chiar și nu știu cum să... Dar atunci când, iată, au ajuns și la urechile dumneavoastră, bănuielile cuscrilor privind copiii și fidelitatea implicit a Olgăi, cum ați primit această veste? Banii au venit, au cerut-o în căsătorie și cum să... cerut-o de la mine. Eu i-am spus, te-ai gândit, Ghine, ăsta e un măr, azi l-ai mușcat și mâine l-ai aruncat, gândește-te, Ghine, că asta e pe viață. Vă spun cinstit, jumătate de oră am plâns până am zis da. De ce ați plâns? De atât tare repede s-a primit cererea asta în căsătorie. Între aici, mă băi. Vine la noi. Mărtorii lui Dodor. Între aici, între aici. Eu mă dușeam la cereadă de babacă, el mă dușe cu mașina. Și fost... când ați întrebat-o pe fata dumneavoastră, de ce așa de repede, Olguța? De ce trei zile? Ce v-a răspuns? A spus că e dragoste la prima vedere. Așa, o explicație logică. Și eu da. Ca mamă... Da, explicație logică. Nu vă spun în credință că tot... Nu prea am fost, dar n-am vrut să-i strâc. Când ați aflat despre bănuielile cuscrilor privind paternitatea lui? Cu o lună și ceva în urmă, ei trăiau la mine. Afară întuneca. Eu ies afară, când a ieșit afară, dar ei stăteau pe rostrei. Amândoi plângeau. Și el și ea? Și el și ea plângeau. Amândoi plângeau. Eu m-am apropiat de dâns și întreb ce s-a întâmplat. Olea s-a uit la Vania și să-i spun mame, de altce că spune. Nu spune nici chiar că l-a chemat pe Vania la bolavi și a spus că eu nu-s gravidă de la dânsul. Și întrebarea mea așa a fost, Vania, dar tu și zici? Deci eu știu copilul e eu. Zic, dacă e tău, intrați în casă, că afară-i frig. Olga era însă... Eu am auzit bine că e un născut în mai sau în parinie? Eu am auzit bine. Eu am născut în mai. În câte luni atunci? Aproape 7 luni. Și era deja aproape de să nască. Asta da? Undeva. Și el atunci v-a zis că este convins că este copilul lui. Da. După acel episod, vreodată a mai pomenit Ion, până erau ei împreună, că uite, s-o certe, să-i spună că nu sunt copiii mei. El niciodată, cât ei au trăit împreună la mine și apoi le-am cum casă, în fața casei mele, cât o trăit nu trei ani fost mai, dar pe ei sunt împreună din ce noiembrie. Dânsa lucrează aici la Chișinău. Aici la Chișinău. Pe Vaniușa îl cresc de la 7 luni, când Vitalina s-a îmbolnăjit. De cât timp îi creșteți dumneavoastră? De la 7 luni îl cresc eu. Pe Ionel, da? Da. Și pe Vitalina cât? Și Vitalina după și eu, eu a ieșit în reabilitare, tot la mine. Vreau să vă întreb, cu scrii dumneavoastră, vă vizitează? Da, serii. De multe ori așa mă rugam că doamna Aurica lucrează și într-un parte și ea, serii. Și chiar așa așteptam ca să vii într-o sâmbătă și să-i zic cu scrii, două zile, dă nepoții la mine. Vă spun în credință, unul Dumnezeu știe, nu mint. Așteptam să vie. Nu am putut să-i dați, chiar nu ieșe, că eu să-i duc la poartă, înțelegeți-mă drept.
Da, am așteptat, am așteptat tare. Când ne duceau cadouri, ei vineau la drum acolo, totuși nu mai avem dorință să mai venim, că ei nu trăiau împreună și nu vrem să discutăm cu dumneavoastră. Doamna Aurica. În timpul ăsta ne întâlnim cu nepoții. Ei vineau la noi, vineau la nănaș în sat, când nașa din sora mediu sat. De cramul fost Vitalina ultima dată și cu Vaniușa. Eu vorbesc de luat, așa, cu abunicii. N-am încercat. Să mergeți la ei și să-i luați. Ați încercat? Nu. Ați vorbit cu mama copiilor să le spuneți că dați-mi copiii. Dar ei nu sunt împreună, dar unde e mama? Eu totuși n-am înțeles. Era bolnavă, dar n-am înțeles. N-am înțeles unde e mama. Dumneavoastră ați făcut pasul ăsta? Anul trecut nu i-am cerut. Noi ne-am gândit că n-ați nevoie. Dar înainte i-ați cerut și nu v-au dat? Nu, ne-au dat. Deci ca să înțeleg, în 5 ani de zile au fost cu scrie la dumneavoastră, nu vă ia? 5 ani de zile. La dumneavoar nu ne-am dus, dar nepoței... Păi de acolo cresc nepoței, nu? Da, și nepoței vineau la noi, nepoței singuri să duc eu când noi nicem la voloave. Dar povestiți-ne, vă rog, în acești 4 ani și jumătate, cum era el ca tată, Ion? Foarte bun. Foarte bun. El era cu fata după dânsul, Doamne ferește ce fășe. El era fata tati. El mai mult, trece la Vania ca la Oria. Tati, fata, mami. Atunci când s-a născut Ionel? Și atunci când s-a născut Ionel, el era la Moscova. Era cu Fiorniu, cu Noara și cu cumnata lui Fiorniu. A revenit pește vreo 3 săptămâni așa. Așa, s-a bucurat? Da, cum a venit cu calească, a venit cu costumașă. Când Olea l-a sunat la Moscova și a spus că a întrebat numele, ce nume să pui la băiet, el a ales numele. El în cinstea lui l-a numit? Da, și la fată tot el a ales Vitalina și la băiet tot. Deci tatăl i-a pus numele feciorului, da, așa? Da. Ion și l-a numit în cinstea lui Ionel. Așa, numai n-are niciun sens să-i vorbeze spum și nu știu ce și bă. Ce ați simțit în momentul când Ion s-a dezis de copiii lui? Cum s-a întâmplat în general acest moment? Am observat că el nu vine la Vaniușa deloc. Deci, într-o bună zi, n-a mai venit acasă să-l vadă pentru copil. Văd, mă, tot, desigur. Eu ți-am răspuns. Am sunat-o pe Olea la Chișinău, la spital. Și am spus, Olea, Vania, dar nu vine, nu ne aduce și trebuie la copil, știi? Și ei nu-i spus nie, mamă, nici totuși, ați și test de dă în casă, n-ați și test de dă în casă. Eu nu înțeleg. Nu înțeleg. Aici și-a terminat atât. Eu stau. Intră. Intră. Că nu putem aici, am să-ți explic. S-a întâmplat chestia. Pur și simplu am observat, dar că nu... Adică cum, a trecut pe lângă copilul lui și nu a zis nimic? Da, dar a fost așa caz, Olea era... Bănișa nu-l știe, vă spun în credință. Păi cum așa treci lângă copilul tău și nu zici nimic, atât și o afigheala? Da, trebuie și rău, a? Trebuie și rău. Sandu, s-a întâmplat chestii. Tate, din cauza la și fașa mea, moia, numai că... Care? Intră aici. Nu. Și era un parc la Soroca, Olea și Vitalina și Vaniușa. Îți pare? Vitalina este rezultatele? Vitalina l-a văzut și l-a pus Vaniușa de mână și zice, Vaniușa, iau tata, haidem. Și-o prinsa... El, când i-a văzut, a rupt-o la fugă înainte și copilașii, ca sunt și copiii, puteți să-i întrebați. Eu nu eram cu dânsul domnul Vitalin acasă, stresat și mi-a povestit cazul ăsta. Eu am o întrebare la părinții tatălui. Considerați frumos, bărbătește, omenește, că fiul dumneavoastră își întâmpină copii în oraș și începe să fugă? Să nu bea. Și nu-și vede picioarul. În seara, Cristian, în seara. Doar înțelegeți cât de important este un tată în viața unui băiat. Eu nici nu mai zic de unei fete. Pentru că noi, fetele, și mai mult avem nevoie de tați. Ce vă spune? Animal. Viața îl învață. Noi, catării, și depinde de noi. În orice caz, în timpul cât l-am crescut, cât până a ajuns vreme să căsătorească. Socot că datorie de părinți am făcut-o, ca să-i facem o educație specială. Însoară-te la un timp oarecare și tot așa, asta nu putem să o dictez pentru că ne vine momentul lui însuși. La ceva rău nu ne-am gândit. Nu m-am lăsat, fapt, și deloc, dar între acolo sus. Le-a părut când am văzut că Vania Dean nu trăiește cu dânsa. Așa au fost cu scrăvale, da? Dar eu vreau să știu, cum v-a explicat Ion că a plecat din familie? Nu se împăcau, pur și simplu. Și pe urmă a apărut, bă, nu e. Cum anume nu se împăcau? Apoi eu de nu știu cum nu sunt păcau ei. Ce v-a povestit el?
El, Caterin, lămurie rămâne tare obișnuit. Doamna Urică, care era supărarea? Nu sunt pacau, eu în orice caz așa pot să răspund. Nu sunt pacau. Cum erau bani în casă, era totul bine. El ați știut tot? Păi, dar voi ați văzut de amântă tiesa, am interesat. Păi, am știut ce s-a întâmplat de prinintea mea, pe ce? S-au certat? Bun, de mă mâine seri, de mă mâine. Prima dată a venit cu două pachete în mână, a venit acasă și a zis că înapoi nu s-a dus și s-a mai sunat. Singurii care am eu. Da. Și pe urmă s-a dus a doilea oară înapoi și nu a trecut mult timp, eu n-am mai vrut încă chiar cât zic cu jumătate de an, ori poate și mai mult. Și a venit cu cea mai dană așa acasă și hainele care erau, zic că eu înapoi nu mă duc și gata. A cui a aparținut ideea ca copiii să locuiască la mama noastră? Dar noi dar la mama. Noi niciodată pentru că să locuiască la Cuscăr. Noi vroiem să locuiesc la Cuscăr. Andreea, te-am prins eu de-am. Andreea, de-am, te-am prins, te-am prins. Care-i strânghina. Și dacă ceva, poate să mai duc ei la lucruri, poate ajutăm și noi, părinții, și cumpre unghiere apar să aibă unde trăiesc. Să apartamentul lor. Munta s-a făcut. Banii i-au luat răpijor și cadouri, le-au strâns în bus și le-au dus la parcani. Și de bani nici până în ziua de azi noi nu știm câți bani au făcut el. Eu văd că dumneavoastră încă după 10 ani de la nunta asta ați rămas cu gândul și ideea la banii de la nuntă. Eu vreau să vă spun că puteți cumpere o casă atunci cu bani. Dar e treaba lor. Ce puteau ei spate la acel moment cu acei bani. Sunt cadoul lor de la nuntă. Și dumneavoastră ca părinți n-aveți nicio treabă să vă băgați într-o familie tânără să le spuneți ce să facă ei cu bani, ce își cumpere și ce nu. E treaba copiilor. Au venit și au deschis gura. Tu te-ai căsătorit cu 20 ceva de ani, da? Unica chestie care tu trebuie să faci când la tine, când tu te-ai căsătorit și tu ai o sumă de bani, da? Mare, mărișoară, te duci și nu te pui să cheltuiești în căcaturi sau să te duci să cheltuiești în mâncare sau nu știu ce. Duci la părinți și zici, băi, cum și să fac eu cu banii ăștia? Și facem, și se poate de făcut, nu? E ca femeia asta care șede aici și se uită așa de frumoasă cu parcă-i pierd. nu știe absolut nimic. Părinții de-a nu știu unde au fost problemele și care au fost problemele și care probleme poate și. Dacă ai așa de bani, mai gine. Eu totuși nu știu câți bani avea. Dar ei zic, puteți să cumperi un apartament. Nu puteți să cumperi apartament, ce vreau, 15.000 de dolari sau așa ceva. Destul de bine bani, destul de ok. Și dacă puteai să cumpere asta și părinții erau zic că cumpărați un apartament, desigur că o să mă duc și o să cumpăr un apartament. Na, hoia, eu să mă duc să cheltuiesc banii. Din cauza că eu am banii ăștia, mă duc să-mi iau o mașină sau îmi fac un orice alt căcat. Așa să vorbim. Și pe urmă stau în chirie toată viața mea. De ce? Copiilor voștri. Ia că nu-mi place, nu-mi place femeia asta. Nu-mi place femeia asta. Anume din cauza că dumneavoastră ați lăsat acolo o sămânță care între timp a crescut și atât avem și rezultatul. Dar nu vă atât așa primiți și nu vă băgați în bugetul lor familiar. A? Poate era situația familia da. Nu locuia așa astăzi împreună și erau fericiți. Dar dumneavoastră văd că tot se rezumă la bani. L-ați întrebat, bine, nu mai poți, dar cum cu copiii? Piriojul, bună seara. Asta tu ești, am înțeles. Dumneavoastră v-ați mulțumit cu acest până răspuns. Până îl da la alimente prin judecat, el întotdeauna le ducea bani și pentru lemn de foxile și cald de iarna. În orice caz, bani dar știu că ești tu, Seri. Dar rog de-mi judecat să primească alimente. Ați încercat să vă convingeți să revină în familie? I-am zis, dar el a zis că nu se duce. Vreau să spun, de casă... El nu vrea înapoi și gata. Asta e rău, sau familia e rău din partea ei. Director de școală. Nu vrea și gata, și putem noi să facem. Cristian, din cauza că ia să-ți explic de ce nu pe YouTube. Ia să-ți explic. Întră pe acolo. Și amoși, vedem, când terminăm episodul, vedem de ce tu ești. Și să luăm casă și e 3 ani o trăit acolo. Și ei nu putut să facă document pentru că era plecat băiatul stăpânilor ăștia pe... Și tot conflictul, ei trăiau aparte, nu s-a amestecat nimeni. S-a pornit după și s-a îmbolnăvit fata. Zi-mi, te rog, tu ai bănuieli privind ambii copii? Dar pe cine s-a îmbolnăvit? Fata sau? Cum? Pentru că nu s-a amână cu mine. O fugit, da. Nu-i nimeni, nu-i nimeni. Și obligații și o responsabilitate. Dar eu m-am gândit că eu și eu tată. Zici, tu ești amăjit. Din ziua și eu am început să încep să socot. Băi, Sireja, hai să vedem
Hai să vedem episodul, terminăm episodul și pe urmă facem o Q&A. Hai să-l terminăm din cauza că eu o să fac record la, video ăsta și să... Eu am o explicat. Mai avem 20 de minute să vedem. Vreau să văd... Mi-a fost dor de tăți, serii. De tăți. Sincer vă zic. Sincer vă zic, foarte tare mi-a fost dor. Da, mă își vă explic. Numai coada s-a văzut? Între zile s-au decis? Două zile bune, cam așa ceva. Și-au trecut două săptămâni și ne sună Olea. Bucurați-vă că ați șez bune ei. M-am șocat. De ce? Cum? Da, tu crezi, moto? Și intervală, nică și suntem... Tot pe niște tari. Vi s-a părut că era gravidă înainte de a-l întâlni pe fiul dumneavoastră? Da. Adică, desigur. Da. Că și la băiețel ați avea dubii? Eu n-aș zice, ei nu seamănă nici unul cu băietul. Nici fata, nici băietul. Și nici fata cu băietul nu seamănă unul cu altul. Chiar așa așteptam ca să vii într-o sâmbătă și să zic că două zile liberi, dă nepoții la mine. Vă spun în credință, unul Dumnezeu știe, nu mint. În 5 ani de zile au fost cuscrii la dumneavoastră să vă ia? 5 ani de zile. La dumnealor nu ne-am dus, dar nepoții... Păi de acolo crește nepoții, nu? Da. În acești 4 ani și jumătate, cum era el ca tată? Ion. Foarte bun. El era cu fata după dânsul, Doamne ferește, ce fășe. El era fata. El credea că băiatul nu e al lui. Ion s-a dezis de copiii lui. Cum s-a întâmplat în acest moment? Tot conflictul. Vedem. S-a pornit după și s-a îmbunăjit fata. Deși, ce s-a întâmplat? Merge în greu? Această seară vorbim despre un bărbat care și-a părăsit soția lăsând-o cu doi copii mici pe care într-un anumit moment nu i-a mai crezut ai lui. Totul s-ar fi întâmplat după o întâlnire cu o persoană. Cine este această persoană și cum l-a convins pe bărbat să distrugă familia? Aflăm imediat. Dar trebuia să-mi povestești tânia. Seară. Asta trebuia să-mi povestești. Am vorbim. O, frumosul! Eu sunt foarte curioasă, Ion. Cine este acea persoană care, uite, zici tu că ți-a deschis ochii asupra paternității și infidelității soției? Eu am lucrat în taxi. Și mergând pe drum într-o bună zi... Vine șef, da? Da. Taxi, lucrat taxi. Eu m-am oprit. Mergând, eu tășe. Au început să ne spună ceva. Că tu... Ceva au mai zis, eu nu ți-am mint și-o zis, dar nici nu a fost interesant cu... Că eu era o femeie? Fost... Da, o femeie. Și au început să ne zic că eu n-am fost însurat. Așa brusc, din senin? Da. Că eu și mă întorc susuit în spate, stau și mă întorc. Eu ei spun că cum nu, dacă... Da, eu cum? Amu nu trăiesc, dar am fost oficial însurat. Aha. E tot, încă o dată ne spun, la tine, cum, într-o fiele pe mine îți prinește că nu mă ascultă. Și zici că nici copiii n-ai. Zic că, cum, n-am, dacă am doi. Zici tu ești amăjit. Din ziua și eu am început să încep să socot. Cum... Când s-a întâmplat această întâlnire cu această femeie? Asta... Padajdite! 2 ani în urmă, vara. Și această femeie străină, uite așa, brusc te-a convins? Da. Ei trebuie și taxiști undeva, pensat, știi, unde toată lumea se cunoaște cu toată lumea. Tăcio! Nu pot să zic cum m-a convins. Eu, cum, nu-mi vine să cred și eu m-am auzit. Prima dată i-am spus lui mamă, îmi pare că am sunat. Te-am sunat, da, mamă? Da. Și am sunat și i-am spus, ia că așa. Dar întrebat, ce-i cu această femeie? Cine este ea? E o clar văzătoare sau? Cum? Eu dam pe urmă, n-am întrebat, dar ne-a spus că eu ajut oamenii. Nu a spus cine, nu a spus cum sunt. Ion, dar ce te-a făcut să crezi această El ajută oamenii. S-au mai întâmplat astfel de lucruri ca cineva să-ți prezică viitorul sau... Să-ți spună, uite, un adevăr. Până atunci eu n-am fost. Dar tu crezi în clar văzători, în vrăjitori, în... Nu pot spun că eu cred, dar din... Și are vrăjitor cu asta. Auzit, și cum știu, și la mine în familie, cum ei ne spune
da, eu m-am sfădit, știu că m-am sfădit, dar nu poți să ne spui că n-am fost însurat. Cum? Mi-a fost interesant că chestiile astea eu să le aflu personal. Cum personal? Adică să încep să... E tipa un om care crede mesajul ăsta, tipa, dacă nu trimiți mesajul ăsta, să... Eu n-am trimis sute de mesaje de asta. Eu sunt mort. Stop! Stop! Ai, ai! Eu niciodată n-am trimis nici un mesaj de asta. De ce? Eu cred că... Caroci. Bun. Să mă gândesc că în urmă și-o... Eu am crezut că erați și mai faini decât am făcut. Prima dată. Mama sunat. Și ce ți-a spus mama atunci când ai sunat-o? Deci, o, da. Mama tot în șoc a fost că... Calmea zice, poți să intri prin Chrome sau prin Explorer, orice. Spunem până în ultimul moment. Orice. Poate ieși, nu vreau eu, nu cum. Într-un fel că nu crede, că nu poate fi așa ceva. Eu așa, eu cum? Ceva așa eu înțelegem, n-am cum. De mai multe ori n-am stat să întreb că poate dureros, poate ceva, eu nu... Probleme tehnice. Până la întâlnirea cu această femeie misterioasă, tu ai avut vreodată dubii privind copiii tăi, paternitatea ta? Să vă zic... Nu... O fost, ceva au fost. Poate și mă gândeam așa, dar nu, n-am vorbit cu nimic. De ce te gândeai? Mă gândeam cum... Deci din start, când s-a născut chiar primul copil? Nu, eu nu. Din start eu nu m-am gândit dar niciodată. Dar când s-a venit prima dată ideea? Prima dată, când după doamna care mi-a spus. Până dar atunci, start, niciodată nu ai avut dubii. Dar ce te-a făcut, uite, numai așa din cauza că o femeie i-a spus? O femeie străină să-ți spună așa ceva neverosimil. Tu până atunci să-ți crezi copiii ai tăi. Băi, tu ce? Eu pot să vă spun, eu singur nu am înțeles și nu înțeleg până acum, dar eu după vorbile care doamna ni le-a spus, eu am încercat să socot, întâi de medici am întrebat cum, cam câte săptămâni, cam cât asta, câte luni, și ni s-a explicat, așa. Și eu am încercat să socot. Și ce ți-a ieșit? Și după cum și eu am socotit, el a încercat, dar nu a putut să o coată. El a încercat să o coată, dar nu a putut. Săptămână și ceva în urmă. Să ne dea... Nu, să ne spui cât... Să ne spui sau să ne dea când s-o... Cum spune? Prima... Când te duci... Da, oleac. Așa. Să ne dea să văd când a fost înregistrată. Și eu nu a vrut să ne dea. Zic, bine, nu ne dă... Eu nu o să le stăt, am uia să mă duc să-ți dau ție. Asta deja s-a întâmplat după plecarea ta din familie. Rezolvă, măi, serios. Mână jumătate în urmă, eu pe dânsa am întrebat. Nu, zic bănuielile și întâlnirea cu femeia misterioasă. Da, bani în urmă. Noi din 2014 și noi nu suntem pe urmă. Sau 2013, nu suntem precis. Dar asta cu femeie, 2 ani în urmă. Zi-mi, te rog, tu ai bănuieli privind ambii copii? Până când eu de-a doilea copil nu pot spune că... De băiat, adică. Dar ne-ai solicitat ca să te ajutăm să facem testul ADN pentru ambii copii. Da. Asta înseamnă că tu ai bănuieli privind ambii copii. Eu bănuiesc că... Așteaptă. Și ca eu să înțeleg despre ce ei vorbesc, și asta bănuiele. Tipa și asta. În genere. Vezi că eu sunt cam un pic prost. În tema, dar bănuit asta și tipa credea? Tipa el crede că credea. Băi, serios, tu nu știu, credea, gândea, sinonim. Nu știu. Îmi pare prost de bănui. Bănui îmi pare prost asta de bănui. Te gândeai că nu e sau nu e gândeai? Care e bănui? Eu înțeleg că noi suntem la televizor, dar, blei. Cred că nu s-a umblat cu mine.
La fapt, eu știu ea că ați spus când m-am cunoscut cu Densa, cu Olea. Și-ați cu minte, și-ați cu minte, că... Și-ați cu minte că eu vreau să fac ceva. Eu vreau să fac ceva și să-l fac zilele astea. Zilele astea să-l fac cu stream deck. Tăcio. Eu eram acasă, tăcio. Tăcio. Vinem și dăm o săptămână, două, iar plecam. Eu nu... Cum? Am venit la fată, eu pe Olea. N-am cunoscut-o până când... Noi la o nuntă ne-am cunoscut. Da, după data asta am venit. E să vezi, serie, e să vezi. Păi ăsta cu loș. Nu data anunță, dar din data, din ziua care... După zamă, cum socotic a fost? După zamă. Pe data de două, da? Pe data de două nuntă, pe data de trei zamă, pe data de patru, asta îți prindește după data de patru. Privet, privet. Pe data de cinci, după 12 seara. De pe data de cinci, eu am început socot până pe 17 și... Să deși el șede și să râd acolo de urmă. Păi te ce? Eu nici nu știu cum să comentez în cazul dat, pentru că cumva te dezgustă ceea ce auzi când se începe matematică de la zamă până la nu știu cum, mai uit și medicina și calculele deja de obstetrică. Dar la 36 și întreg și doi, cum zici, 36 de săptămâni să nasc copii. 36 de săptămâni. Eu îmi mulțumesc pentru asta. Eu am zis deja, sau nu am zis. Păsiva. Căruce, 36 de săptămâni, asta că e 9 luni, da? Da. Suntem aici, dacă intri aici, să puteți vedea că Twitch nu-i place, noi să vedem asta. Este matur. Nu-i place. Este. Da. La noi deja avea 3 kg. Deci, dar înțeleg că asta deja nu te mai convinge, pentru că... Uitați că trebuie. Pentru că mai mult persoane, da, care totul în medicină lucrează. Și ce ți-au spus medicii? Când 36 de săptămâni nu se nasc copii? Prematur trebuie să fie, după data care s-a născut. Așa, cum s-a născut copilul vostru? Destul de normal, eu am fost la naștere. Dar el nu a fost prematur. Nu pot spun că eu n-am văzut hârtiile care au fost. Da, eu cum? Poate și le-am văzut, dar n-am intrat să văd acolo și cum. Pe mine atunci nu m-a interesat nimic. În orice caz, eu n-am simțit că eu nu sunt... Cum? Că acum amu, eu mă gândesc că nu sunt copiii mie. Eu nu m-am gândit niciodată că nu sunt mic. N-am avut așa să mă gândesc. Nu. Bine, dar ți-ai iubit soția. Dar uite, Ion, mai devreme. Te-am ascultat până acum. Dar mai devreme, mama ta și tatăl tău au venit aici și ne-au spus că ei au avut, practic, din start dubii. Ceva, da, au fost, dar... Părinții au fost, dar părinții... O dată vă spun că eu atunci nu trăgem atenție la chestiile astea. Dar uite... Eu am început să trag atenție... Băi, stop. Întrebare, da? Noi suntem aici vreo 10 în total. Lăsăm Twitch sau trecem pe YouTube? Rămânem în YouTube. Și zici? Andreea, nu e cel mai mare contraceptiv decât și o persoană rea. Da, ok, rămânem în Twitch, ne pare că Twitch e destul de ok, e destul de fine și tu de-am trebuie să dori. Twitch e destul de fain și destul de relaxat și nu este tema cu copyright-uri și nu este chestie. Vezi că în YouTube, când am făcut ultima dată, ne-au dat probleme cu copyright. Aici nu. Mi-am pare că e, da? Suntem de acord? El îi persevede. Da. Alea, e cam prost show. Voi ați stat în curtea doamnei Valentina plângând amândoi și i-ați spus doamnei Valentina cam, că plângeți pentru cam... că cineva spune, cineva fiind părinții tăi, că Olga poartă un copil nu de la tine. Eu, să vă spun sincer, eu nu ți-am minte așa ceva. Părinții tăi vreodată ți-au spus că ei au bănuieli privind copiii tăi? A fost asta? A fost. A fost. Și da. Tu trăgeai cu urechea? Da, păi, e vorba de părinții tăi. Pici au intrat, pici au ieșit. Eu vă spun încă o dată, nu atragem atenția la așa ceva. Nu, cum să-ți spun? Să nu atragi atenția când proprii tăi părinți spun că proprii tăi copii nu sunt ai tăi.
chiar nu, da, nu, le, nu, le, nu i-ai întrebat cum tată, cum mamă, cum voi bănuiți așa ceva, este familia mea. De atâta, că eu așa spuneam, nu vă amestecați. Că... Mai ia vreo 10 minute. Dar îți lăsau acolo, uite, urme da, aceste da, vorbe 15. De părinți. Asta a fost odată, asta nu a fost de multe ori. Asta a fost, s-a spus și s-a uitat. Părinții tăi, proprii tăi. Am mușcă, vreau să știu care sunt rezultatele de DNA. Asta eu vreau să știu, cel mai important. Cel mai absolut important. Eu vă spun sincer, eu am fost în șoc. Eu deci mergem la volan și nu știam ce să spun, nu știam ce să fac, nu știam ce să răspund. Dacă mama ți-a spus că are aceeași bănuială, tu nu erai în șoc? Nu am crezut. Ia că eu... Nu, nu, pe femeie și am crezut, pe mama nu am crezut. Nu am auzit încă niciun argument serios sau plauzibil care ar pune la îndoială paternitatea tatălui. Și chiar și dacă... Deci, o crezut femeia și aia care s-o suit în taxi, dar nu o crezut pe mamă sa, deci eu. Ar fi asemenea... Deci, ce o tfariși? Ce o tfariși, bă, băietule, bă? Apropo de grijă pentru copii, haideți să-l întrebăm pe Ion cum are grijă el de copii. După așa a început a zvârli cuțite mini. Cuțite? Eu acolo. Cuțitele astea e între voi doi, în privința copiilor. Eu vreau să ajung. Eu mai dădeam bani, nu mult. Tipa nu în realitate, eu nu? Eu ultima dată când m-am dus, eu ei i-am dat 4.000 de lei, tăi piurile de câte 100. Ea asta spune că nu i-am dat. Bine, las fie că nu i-am dat. Trece, eu banii ăștia îi dau, asta eu socotem ca un părinte să am grijă, să nu îngheță de mâncare și așa mai departe. 4.000 de lei nu-ți speli curoi și încă cu doi copii, caroci. El și s-o cânte 2000 de lei la fiecare copil și să-i ajungă? Și deși 2 săptămâni pe mine mă cheamă la sud că eu n-am achitat, că eu n-am grijă de nică și s-a achit oficial. Da, ok, asta e normal. Asta e normal și să faci. Asta e absolut exact normal și să faci. În momentul când ai aflat că fetița ta este bolnavă? Nu, în moment. O trecut vreo 2-3 luni sau mai mult. Eu am cât am, mă, băi. Eu nu pot să vă spun precis cât o stat aici la Chișinău, în spital, că eu dar o sară și eu... Dar fetița e bolnavă, nu înțeleg. Cu fetița. 9 luni a stat Vitalina în spital. Asta nu-mi dat, 9 luni, dar și are. Pe 26 ianuarie, cum a fost vreau internată pește, 2014. Nu știu cât timp, nu pot vă spun, dar... Și când a plecat 2014, dar pe asta e timp în urmă, tu ce? Credeam chiar că asta a fost la întrecut. Undeva pe la sfârșitul aprilie, el categoric nu s-a mai prezentat. Da, că încheiești. Acasă la băieți, vii să vadă. Ion, deci este adevărat. Ce diagnoză are nepoata dumneavoastră, doamna Valentina? Leucemie. Oh, nu. Cu grad de risc. Nu. Bă, nu. Leucemie, tăciu. Băi, copil, mititel, eu, bă. Nu. Leucemie, asta e un tip de cancer. Leucemia asta e un tip de cancer care nu treci. Asta vrei nu vrei să moară. Asta e leucemie, nu gleucemie, băi. Animalul, gleucemie. Leucemie! Domnule, dacă permiteți, eu sunt o persoană simplă, sunt o tată unui copil care, cu părere de greu, din creșala unui medic, copilul este invalid de grad sever, țântuit la pat. Dar vreau să-ți spun că nici o tată nu mi-a venit pun și eu să plângă, măi, că ce și pe episod ne-ai pus o nie, băi. Din partea sistemului medical, din partea rudelor cele mai apropiate, nu ne-a venit nici pe secundă prin gând să lăs soția și prințesa mică. M-am străduit în timp de 4 ani de zile, 24 din 24 să fiu alături de ea. Și să spun sincer, mă sunt lângă soție și sunt zi de zi, îi mulțumesc bunului Dumnezeu că mi-a dat o soție puternică. Sunt ca într-o mașină bronată lângă soție. Indiferent de vorbe, indiferent de discuții, indiferent de speculații, nu cedăm. Ne străduim în prim plan să ne ținem pe sănătatea copilului. Cu toate că medicii din start... Ne-au descurajat complet. Au fost niște killeri morali care ne-au spus copilul nostru nu are nicio șansă.
Noi la ziua de azi am demonstrat inversul. Noi avem niște rezultate fantastice. Copilul nostru zâmbește, copilul nostru a făcut câțiva pași și el stă în picioare. Eu ți-aș sugera ca un tată simplu, te rog frumos, nu lăsa copilul. El are nevoie de tine ca cum tu ai nevoie de aer. Sincer îți spun. Nu lăsa nici pe secundă. Bărbatul ăsta nu are niciun sentiment spre copii. Niciun sentiment. Aista șede și plânge, asta plânge, eu plâng, voi plângeți. El nică. Gura lumii niciodată nu el mică, el adânsul. El adânsul, mică, zero, zero emoții, blei. Și ea asta, băi. Înainte de asta, totul, multe chestii au fost începute. Care, eu credem că persoana și e inconștientă și nu știe ce face și într-o zi o să răspunde dânsa. Ascultă, dar cum ai vrut tu, o mamă, să reacționezi în momentul în care are un copil bolnav și în viața ei se întâmplă așa o tragedie? Ai vrut să te mângâi pe cap sau cum ai vrut? Ce să te mângâi pe cap? Să mai trăiești acest strel. Cum tu ai vrut ca ea să... Și comportamentul față de tine? Bine, ai plecat, nu te-ai înțeles cu ea, dar de ce tu nu ai rămas tată lângă copiii tăi? Că copiii tăi au nevoie de tine. Eu am fost tată. El nu a vrut, el are mentalitatea de copil mititel, el nu vrea să fie tată, el a avut doi copii care el singur nu vrea să aibă copiii și ea, dacă era să vrei să aibă copiii și ea, el nu era să poarte așa, așa cum este, nu? El nu are nicio emoție spre copii, lui îi sforghem așa rău, lui îi pohui de copii, da? Eu lor le-am achitat. Nu-mi place lumea asta. Nu știu. Cine vorbește de bani? Care lor e echitat? Ce e echitat tu? De 4.000 de lei, băi, animalule, băi. Mă nervează lumea așa. Eu, nu, sincer, mă nervează. Cum tu poți să zici că ai două ouă și să schimbi bărbat? Ah, bă. Asta nu e echitare. Eu mă duc și dau și ne spune că eu n-am dat. Dar nu cred eu că... Și nimeni vorbește despre asta, măi, despre bani, blate, lumea vorbește, deși tu ai lepătat copiii când fata ta are leucemie, nu, blate, deși ăia de măi așa, a schimbat, vezi ce pași faci, psicopații, schimbă deodată, dar a schimbat tot asta, tipa, el a achitat și tipa nu a achitat, unde, blate, vine tătă tema asta, măi, nu are niciun sens, nu are absolut niciun sens. Să plângă dacă iau așa tragedie. S-a ridicat tensiunea. Nu e da, nu e nicau. Eu era tragedie, era dinaintea mea, era să-i zăpizdez două pe față, el a dâns, el a dâns, el a dâns. Mâna din urmă. Eu nu tot să mă fac fel de fel și să zvârlă cu țâte, să zvârlă cu și ne pădești. El, dacă e inconștient, eu nu vreau ca să răspund pe trudența. În studio n-am auzit nimic de rău spune de tine. Voi certuri anterior ați mai avut sau nu? Permanent certuri. Permanent, da. Păi, de ce n-ai plecat anterior, dar ai plecat după certurile de la îmbolnăvire două luni, asta trei luni? Asta nu e cearta de la îmbolnăvire. Dacă spui că din cauza certurilor ai plecat. Da, eu vă spun, asta nu e, eu n-am plecat din cauza îmbolnăvire, dar din cauza certurilor care eu nu înțelegem ce se întâmplă, doamnă. Ion, am o întrebare la tine. Cât copila ta a stat în spital? În afară de bani, pentru că bani știm că... Ai fost sau văzut? El s-a dus sau vale? Nu s-a dus sau vale? De câte ori ai îmbrățișat-o? Pentru că ea suferă de o boală unde e nevoie de atenție, e nevoie de dragoste, pentru că noi știm cât tare mult ne vindecăm de la cei ce primim, zero emoții. De la grija celor din jur. Eu am fost vreo câteva ori, dar o singură dată eu am dormit. O seară eu am dormit acolo cu dânsa pe Pătușan. 9 luni? Eu n-avem timp, e de la mine. Dar tu ești tată. Dar tu ești tată. În momentul în care ai pășit pragul acestei familii și ai cerut fata asta în căsnă. Eu dormim, nu mă ducem acasă. Întrebați am fost, eu dormim, erau că eu poate îmi blam nespalat. Ca eu să fac, ca să întrețin copilul. Dar măcar de dragul copilului n-ai mai putut să rămâi atât timp cât să se facă bine? Nu. Și după 4 luni de zile, cât a stat copilul tău la spital cu mama lui, tu ai decis să pleci din familie. Copilul a mai stat încă 5 luni la spital după asta. Ai fost vreodată să o vizitezi? Nu. De ce? El s-a spălat mâinile, a zis, eu nu vreau să știu nică de voi, s-a spălat mâinile. El a zis, nici o emoție nică, băi. De ce o tvăriși? Nu intră la mine în cap și nu intră la mine în sens, eu să înțeleg lumea așa.
psicopați. Psicopați nu au emoții. Da. Pentru că eu cu dânsa m-am certat. Nu-s medic, dar știu asta. Nu voiam să văd. Tu te-ai certat cu soția, eu putem, dar nu te-ai certat, da, dar eu cu nu putem să mă duc acolo ca să o văd pe mama ei. Ține-te, ține-te. Eu nu putem să mă duc acolo ca să o văd pe dânsa. Din cauza ei eu m-am îndepărtat de copii. Dar copiii rămân ai tăi. Copiii, eu vă spun, eu de băiat nu știu precis. Da, el nu seamănă cu mine. Dar de fapt, cum eu am socotit, tot nu e al lui. Plecarea lui Ion din familie, mai ales într-un moment extrem de dificil, i-a șocat pe toți cei care îi cunoșteau și, în primul rând, pe nașii lor de cununie. Îl invit în platou pe Anatol Zgherbaci, nașul cuplului destrămat. Naș. Bă, au ajuns și nașii pe aici la noi. Tăi, ce-o tare. Tăi, ce-o tare. Au ajuns și nașii Anatol, pe la noi. Spuneți-mi, vă rog, sunteți nașul de cununie a lui Ion și a Olgăi. Nu voi, cum ați aflat că Ion nu-și mai recunoaște copiii? Da cum? A venit el la voi să vă spună, să se consulte, nu. Să... Asta nu a fost. Între noi, n-a știut noi. Madame Pior, Madame Șina ne-a spus că el l-a lipadat, s-a dus. Olga v-a spus? Da. Dar el v-a zis ceva, finul vostru? Nu. De atunci eu cu dânsul nu m-am întâlnit, dar, cum vă spun... Bună ziua, n-am auzit la dânsul caș. Care ce, nici cu nașul. Ați auzit? Da. Nici cu nașul. Ani de zile. El, dar de ce așa? El și de sred, el e animal, e drept animal, e drept animal. Animal. Da. El la dânsul. 4 ani de zile, tu vădată, bună ziua, ne-i des? Dar dacă te uiți la mine când mergi pe drum sau te uiți pe deală? Dai signal, nu așa ai mers înainte. Dar vezi că am dat? Ai zis, dai signal, apșiți cu numai. E animal, e drept animal, animal cu toate numele mari. Toate este animal. Nu, dau semnal, la tot omul mai dau semnal. Nu, dar pe eu și trebuie să fac, ca să atrag atenția, eu am dat și să ridic mâna, în corect? 4 ani de zile. Corect? Și caută teme, de ce n-am făcut asta, excuze, caut excuze, știi? Le nervează lumea așa, așa de tare. A plecat Ion din familie. Relație bună, am avut. Dar este adevărat... Istima, așa? Deci veneau la voi în ospeție, vă dădeau bună ziua. Da, a fost normal. Vă credeau de la naștere, părinți spirituali, cum i-ați fost? La un timp și-au avut între dânsă, nu știe, probleme familiare. Acolo ar fi bine, dar nu trebuie. Când eu a decis să plece din familie, a venit la voi să vă spună? Nu. Dar spuneți-mi, vă rog, acum, atât timp cât ei nu mai sunt împreună de 5 ani, practic, vă vedeți cu ei? Am înțeles că cu Ion... Istorii două luni în urmă, 5 ani în urmă, tăi ceva. Asta e prostie, vezi și ședeți aici și povestiți, băi. Și nici nu e loc de bună ziua. Cu Olga? Cu Olga, da. O vizitați? Da, o vizităm, ne vizitează. Copiii. Deci ați păstrat relația cu Olga și cu copiii ei, cu finuții voștri. Spuneți-mi, vă rog, acum, domnule Anatol, dar este adevărat că soția dumneavoastră, nașa cuplului, este și mătușa dreaptă a lui Ion? Da. Sora lui doamna Aurica? Da, doamna Aurica. Vreau să știu de ce ați venit astăzi singur. Nu a avut timp să vie. Sau nu a vrut? Nu, a fost ocupat. A fost faptul ocupat, desigur că a fost după ocupat. După despărțire, voi ați păstrat legătura cu Olga, dar cu Ion nu. Înseamnă că ați luat cumva partea Olgăi? Că o susțineți pe ea? Da, nu, că e neostimat de a te o susține. Ioane, spune-te, rog frumos, dacă n-ai părăsit copilul, familia, aveai altă femeie? Nu. Sincer. Eu am o persoană, o fată, am mult timp de ani de zile. Când ți-ai văzut ultima oară copiii? Eu nu pot să vă spun precis. Ultima oară pe Vitalina, dacă eu nu mă greșesc, asta a fost în vara, când a fost hramul la Voloavi, cu Nășica era. Eu nu m-am apropiat, că eu m-am întors, nu trebuie să fac, și când m-am uitat, ei nu erau. Nu știu unde era, ia că atunci, ultima dată, mi se pare, da, atunci. Și mai mult... Eu am spus, el nu a vrut copii, el... Da, al doare drept acolo. Al doare drept acolo de copii. Eu am văzut copilul și trebuie să întoarcă să fac ceva. Dacă tu nu vezi copilul de nu știu câți ani, și... Lui pohoi. Fotografii sau am vedere în realitate, numai cât atunci. Dar până atunci? Până atunci...
pare că când era Olea cu fata în braț și ne-a pălit cioarele pe ușă la mașină. Și după aceea, la hram. Ai vrut vreodată să-ți vezi copiii? Singur, să vii să-ți vezi copiii? Ai vrut vreodată? Eu niciodată, dacă așa văd, eu n-am putut să mă duc niciodată. Da, eu aș vrea să văd, dar eu n-am văzut. Dacă-s copiii mei, arată și trebuie să arăt că-s copiii mei, da, eu vreau, da, eu accept să știu copiii mei. Dar să nu fiu, să știu dat, că eu să-i plătesc ei, că eu nu fac și business cu copiii, să-i plătesc, e pentru bani. Eu am pe dânsa înregistrat telefon, cum ieșe de nici ne spune, că ei trebuie bani. E pe mine să mă scoată de la alimente, dar de drepturile părintești, nu, că eu o să, că eu să cum, stai, nu, drept, nu este. Drepturile părintești, nu, n-am dreptul la copil, dar să-i achit, da. Am de să mă dezică, dar drepturile părintești, tot așa să rămâi. Adică să nu mă văd cu copiii, dar prin poștă cum-i achit, așa și să-i achit. Dar tu ce vrei? Să-i transmiți bani numai, sau să vii să-i vizitezi, sau poate în deopște să uiți de ei. Cum vezi tu? Eu vă spun. Nu... Ar trebui de văzut un mesaj câte ori el a spus, poți să vin să văd copiii, hai să văd eu copiii, hai să ducem să zicem copiii. Vreau să văd câte ori el câte ori el a văzut asta. Era și interesant de tot, știi? Era și fain. Împreună, doamna, să știm. Vezi cum e o serie, amuș. Familia nu se face așa. Eu singur, cum am fost să-i duc, eu singur a să mă duc să duc. Cât ați pot, a să dau. Ați trebuia să de îmbrăcat. Ați trebuia să gândi... Știi cât costă o reabilitare medicală, cât ați să pot să dau? Când ai devenit tată, te-ai gândit că ai și o obligație și o responsabilitate. Dar eu m-am gândit că eu aș fi tată. Acum pot să fiu tată, dacă n-am probleme, nu mai sunt tată. Cum eu să mă gândesc dacă în timpul ăsta, când... În procedura care a fost, când eu am observat că eu gata, e pe mine mă ține. Pentru și e pe mine mă ținut. Despre Ion, ce procedură eu gata? Ce spui? În timp sexul. Că ce? Da, și e pe mine mă ținut ca să... L-a prins și nu l-a lăsat. Mor. Ce tu ajungi grabă la Dumnezeu. Unical, eu asot deja. Tu ca tată, s-o poți? A? De băiet nu poți să-ți spună. Nu, ceva în suflet, ai așa? Că dus în trânsă, da. Da. O prins să-și nu o lăsa. O întreba, dar dacă n-a străiască? Ești faci copii, sunt ai tăi. Pentru fată, da, pentru că eu s-o cot copilul la 36 să naște prematur. Dar că... Noi trebuie numai decât să vedem a doua parte. Te ce o avea el, e și de fain. Nu știu nimic precis. Numai că nu o să am cu mine și gata. Ion, în aceste... Băi, trebuie să găsești a doua parte. Numai decât.